Dragi telespectatori, cunoașteți foarte bine investigația jurnalistică, noi am spus anchetă jurnalistică, despre cazul finanțării festivalului Tiamo. Foarte multe persoane au venit alături de televiziunea noastră cu îndemnul de a continua aceste investigații jurnalistice și persoane care ne-au declarat că într-adevăr își doresc o casă de cultură care să servească într-adevăr scopului pentru care a fost construită aici în municipiul Onești. O casă de cultură care să fie o gazdă pentru toate activitățile culturale. Din păcate, așa cum am constatat și noi, activitățile s-au rărit și s-au rezumat doar la festivalul Tiamu. Cu o floare, desigur, nu se face primăvară. Ne-am gândit că ar fi bine să vedem cum se face finanțarea acestui festival. Ați observat și ați urmărit atât pe televiziunea noastră cât și în mediul virtual, online, pe Facebook și pe celelalte rețele de socializare, interviurile pe care noi le-am luat domnului Justin Gondoș, dar și secretarului primăriei, domnul Daniel Spânu. Interviuri din care reies, deci nu se clarifică anumite aspecte, ci din potrivă apar din ce în ce mai multe semne de întrebare de corectitudinea cu care s-a desfășurat din punct de vedere financiar și pe banii cetățenilor din Onești acest festival în ultimii 20 de ani, pentru că de 20 de ani acest festival a crescut într adevăr, a devenit un festival de prestigiu, dar pe noi ne interesează dacă banii oneștenilor au fost cheltuiți corect și mai mult decât atât, dacă nu cumva casa de cultură a fost confiscată și uh, deturnată de la rolul pe care îl are, acela de a găzdui spectacole, manifestări artistice, tineri care vor să urmeze o carieră în acest domeniu și așa mai departe. Vă spuneam la începutul acestei prezențe pe Exclusiv TV că din ce în ce mai multă lume dorește să vină alături de noi să ne povestească ce știu despre activitatea din Casa de Cultură și cum percep ei ceea ce se întâmplă cu ancheta noastră jurnalistică aici în Onești. Îi mulțumim încă de la început domnului Florin Tănase, un ziarist cu experiență, un om care cunoaște foarte bine acest festival, un om care știe cam tot ceea ce s-a întâmplat de-a lungul timpului în Casa de Cultură și pe care îl întrebăm dacă, într-adevăr, ceea ce am spus noi până acum este corect. Bun găsit, Florin! bine v-am găsit din start vreau să spun că este ceva care nu este corect din ce a spus. A spus că la Casa de Cultură singurul eveniment cultural este Tiamă și că o floare nu se face primăvară. Ei bine, Tiamă nu este o floare, ci este o căcelma, este o mare căcelma, o mare păcăleală, o impostură culturală și financiară. De ce spuneți acest lucru? Pentru că durează de peste 20 de ani. Este genul de lucruri pe care, de care toată lumea știe, dar nimeni nu face nimic. Ca să vă mai dau un exemplu, nu-i nu vorba numai de, de tiamo, de exemplu valutiștii, că tot, tot neștiu știi că sunt valutiști. Nu, nu, dar... acum vorbim despre Casa de Cultură. Da, despre Casa de Cultură. să lăsăm pe valutiști. Am dat exemplu, așa cum sunt valutiști, sunt cei care fac uh, transport de persoane către Bacău ilegal. Despre care toată lumea știe, sunt întotdeauna și nimeni nu face nimic. Așa s-a întâmplat și cu teamă. Deci, aici e vorba de oricine, factori de conducere, de la, din primărie, din Consiliul Local, din partide politice. Vreau să să, să știu dacă există vreun consilier care a văzut vreodată o factură numai în 20 de ani de la, de la teamă Și dacă s-a ridicat vreodată problema facturilor, dacă s-a prezentat în Consiliul Local vreodată o, o analiză vreun Bilanț pe documente. Singura oară când s-a întâmplat a fost anul trecut, când, într-adevăr, primarul de acum, domnul Neghină, a venit, a, a controlat situația, a venit și a prezentat în Consiliul Local că sunt foarte mari nereguli cu facturile de la Tiamo, dar, din păcate, domnul Neghină este un om alunecos, nu se poate avea încredere în el, pentru că, imediat după aia, anul ăsta a, a cam a dat cu băta în baltă și a continuat în aceeași manieră să bage miliarde în teamă, fără o, 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 o clarificare legală, din punct de vedere legal. Exact asta vreau să spun și eu, telespectatorii noștri cunosc faptul că, într-adevăr, am fost mirați că tot Consiliul Local a trecut, să spunem, pe sub masă, Finanțarea din acest an. Acesta a fost, de fapt, motivul principal pentru care noi am deschis ancheta noastră jurnalistică. Nu s-a vorbit nici măcar un minut. Noi am prezentat înregistrările complete ale ședințelor Consiliului Local. Nu s-a discutat nici măcar un minut despre sumele de bani care au fost alocate. Vorbim cu. au fost pentru că festivalul deja a avut loc nu s-a vorbit de modul cum se organizează ci doar într-o anexă, celebra anexă 4, așa cum uh, am discutat și cu domnul secretar al primăriei, cu domnul Daniel Spânu, în acea anexă apărea într-o paranteză, de fapt în, la o sumă alocată în fapt bibliotecii Raduroseti din Onești. Deci, apărea într-o paranteză, atât și nimic mai mult, dar în ședințele de Consiliu Local, și vă spun cu mâna pe inimă că am fost la absolut toate ședințele de Consiliu Local, deci nu există varianta că am lipsit și că s-a discutat acest subiect. Deci, ne intrigat, în primul rând, că nu s-a discutat despre finanțarea festivalului, iar pe de altă parte, vreau să te completez aici. Într-adevăr, am avut discuții cu domnul primar cu Laurențiu Neghină, și l-am întrebat cum de a reușit totuși domnul Teodor Adobricăi, de fapt, în realitate am descoperit că îl se numește Toadera Radobricăi, dar acesta este un alt subiect al discuției noastre, cum a reușit domnul Teodor Adobricăi să vă păcălească. Exact aceste cuvinte le-am folosit când am discutat cu domnul primar și mi-a spus domnul Ungureanu, Mă gândesc foarte serios dacă voi mai face acest festival. Am încercat să duc festivalul mai departe. După ce sunt convins că opinia publică și Dânsu au aflat că acest festival nu este ceea ce pare, nu este doar un festival pentru copii, este o afacere, așa din punctul nostru de vedere al presei, și aici o să-ți cer și ție, Florin, punctul de vedere, nouă ni s-a părut presei că este o afacere personală a familiei Adobricăi, prin faptul că accesul presei, în primul rând, numai un detaliu, presa nu a fost invitată la festival. Care sunt motivele pentru care presa nu a fost invitată la festival? Noi bănuim că, tocmai de a nu fi transparent acest festival și pentru ca oamenii să nu afle cum au fost cheltuiți acești bani. Deci, din acest punct de vedere, îți dau dreptate că, într-adevăr, deși se cunoșteau, aspectele cu decontările pe care le prezenta domnul Adobrice și aici fac referire la numeroase articole de presă, atât în presa județeană, în presa națională, în presa locală, tu de altfel în presa oneștiului ai subliniat de foarte multe ori. Iată, am încercat și încercăm în continuare și cu această ocazie adresez o invitație tuturor celor care vor să vină alături de noi să mai să spună punctul de vedere că dreptul la opinie în România este garantat. Deci din aceste două puncte de vedere ai dreptate nu s-a luat în serios modul cum se, se finanțează acest festival. Te-am întrerupt te rog. În păi eu, eu, vreau să spun că de vreo 20 ceva de ani de zile am fost la aproape toate ședințele de Consiliu Local, deci în ultimii 20 de ani. Poate așa, în mod excepțional, să fi lipsit la, la câte una, dar nu la cele importante. Vreau să spun că niciodată nu s-a ridicat problema în Consiliu Local de către factorii care trebuiau să facă acest lucru. Deci primăria, în momentul în care alocă miliarde de lei, tot, tot primarul, deci executivul, trebuie să vină în fața Consiliului Local și să spună, miliardele astea s-au cheltuit, pe aia, pe aia, pe aia, așa. Nici ceilalți consilieri, doar din partea PNL s-a ridicat, deci problema asta, pentru că ei au întrebat, domnule, vrem să vedem și noi cum s-au cheltuit o, o justificare. Nu s au prezentat niciodată situația facturilor, și doar la modul general, păi să a cheltuit pe mâncare, pe transport, că pe nu știu ce. Dar nu, nu s-a văzut concret. Dar... În mandatele căror primare au fost aceste aspecte pe care le prezinți tu aici? A, păi asta am zic că spuneți că a reușit să-l păcălească pe primarul Neghină, dar să spune păcălea în ghilimele. Pe, pe primarul Lemnaru cum a reușit să-l păcălească? Tot în ghilimele. Și aici nu e vorba s-au lăsat păcăliți, mai degrabă s-au complăcut într-o anumită situație, ca să nu vorbim că uh, au fost complici la o anumită situație ilegală. Dar haideți să începem cu începutul, pentru că uh, ați spus că uh, e vorba de mai mult de o afacere personală. Într-adevăr, uh, este vorba de afacerea personală a, a, a domnului Teodora Dobricăi uh, pen, uh, și spun asta pentru că, eu eram și atunci jurnalist, sunt de peste 20 de ani de zile jurnalist, am lucrat în toată presa județeană, am fost și la Antena 1 și cunosc bine momentele în care s-a înființat acest festival. Partea artistică, la înființare, vreau să spun, partea artistică a fost în regulă pentru că a fost concepută de unul Costan Dache. El nu avea gânduri și nu avea planuri cum avea Dobrică. El se gândea la chiar la fenomenul artistic. Dar domnul că s-a gândit la partea financiară. Și atunci ce a făcut? Și a înregistrat la OSIM sigla festivalul Tiamo pe numele lui ca persoană fizică. Deci mar Marca înregistrată mai corect. Mar marca înregistrată, așa. -i. Deci practic festivalul Tiamo este proprietatea lui Teodor Adobricăi, dar dar municipiunești, fați faceți un calcul, uh, s-au uh, finanțat uh, festival uh, edițiile de până acum, cu sube cuprinse cam între un miliard jumate și două miliarde jumate pe an. Pentru fiecare, fie, ediție. Pentru fiecare ediție. Și dacă facem un calcul că sunt 20 ceva de ediții, rezultă că uh, uh, din banii uneștenilor s-au cheltuit vreo 50 de miliarde de lei. Să înțeleg de aici că tu ne sugerezi faptul că moral nu ar fi trebuit să-și înregistreze marca pe nume personal, pentru că de fapt uh, prestigiul acestei mărci, este făcut pe banii oneștenilor. E corect, cum am spus? Una că e făcut, pe banii oneștenilor, dar în, al doilea rând, el deținea, deținea, deținea și atunci, deține și acum funcția de director al Casei de Cultură. Putea să-l înregistreze pe Casa de Cultură dacă, da. dacă, cum să zic, nu vroia pe... Dar, de fapt, și, însă și înregistrarea asta a mărcii, denotă faptul că a fost ceva planuit, planificat, pentru că cele 50 de miliarde s-au dus, de fapt, din banii nu s-au dus pe, pe afacerea lui Teodora Dobricăi. Ei, ce s-a întâmplat uh, ulterior? Ulterior s-a dus de râpă și partea artistică, pentru că domnul Costan Dache încet, încet a fost uh, îndepărtat, așa, uh, iar partea artistică um, a devenit... Uh, o impostură, ca să zic așa. Facem aici precizarea că domnul Constantin Constantache, cel care a fost unul din uh, inițiatorii și pot spune uh, chiar unul din cei care au uh, uh, contribuit substanțial la acest festival, uh, a decedat între timp, dar are un frate la Constanța. De ce spun acest lucru? Pentru că un alt subiect, te rog să-ți menții ideea, un alt subiect al nostru a fost plecând tot de la contractul încheiat între persoana fizică, Teodora Dobricăi, și primăria Onești. A apărut din partea noastră suspiciunea că ar fi trebuit, în mod corect, atâta vreme cât atât domnul Teodora Dobricăi, cât și domnul Constan Dache. Sunt coproprietari al acestei marci, deci, dacă dânsul a murit, domnul Constantache, ar fi trebuit să apară o semnătură a unui moștenitor. Deci, iată un al doilea punct care trezește mari semne de, semne de întrebare: cum totuși specialiștii din casa din primărie nu au verificat legalitatea celui care se prezenta ca fiind proprietar. Am discutat noi mai devreme că. Această marcă s-a construit de fapt pe, pe banii oneștenilor, iar tu vii ca persoană fizică și ți-o înregistrezi. Da, aici e o chestie, hai să spunem, mai mult morală. Dar din punctul nostru de vedere, nedreaptă pentru, pentru oneșteni. Te rog să continui. Da, păi, vorbeam de partea artistică, pentru că și problema asta cu, cu marca înregistrată, într-adevăr, ar fi mai mult o problemă morală, pentru că, din punct de vedere juridic, este proprietar pe o activitate. Dar <laughs> nu este singurul proprietar. Asta am subliniat noi. Bine, acum uh, uh, rămâne uh, poate moștenitorii uh, domnului Constantache să aibă un demers, dar aici nu vorbim de un imobil sau ceva care Păi eu vorbesc de faptul că pe baza acestui contract s-a făcut în acest an festivalul. Eu am semnalat încă dinainte de, de a se trece la această finanțare, am spus-o și public că în acest an mă voi ocupa să văd dacă finanțarea festivalului Tiamo este legală, foarte bine dacă este așa, sau ilegală. Desigur că am solicitat contractul domnului Spânu și am văzut că acolo figurează doar o singură persoană. Deci, Abia din acel moment în care am văzut contractul încheiat între o persoană fizică și primăria Onești, mi s-a părut că din punct de vedere și am discutat cu juriști atât din primărie cât și din afara primăriei, apar clar semne de întrebare atâta vreme cât acest contract nefiind legal, nu ar fi trebuit și nul de drept, ar fi trebuit să nu se financeze festivalul. Eu chiar mă bucur că televiziunea exclusivă TV s-a ocupat de problema asta, pentru că așa cum am spus și mai înainte, cum am spus la început, sunt lucruri care se întâmplă de 20 de ani de zile, dar nimeni n-a mișcat niciun deget, mă refer la autorități. Deci e clar că uh, festivalul Tiamo, ediția de anul ăsta, în niciun caz nu trebuia să mai continue la modul ăsta, pentru că o să vorbim mai târziu, se putea face și altfel. Marca înregistrată nu e o problemă, pentru că uh, se poate înregistra o altă marcă, de exemplu Onești, virgula Tiamo. Nu, cum să zic? Nu problema, mărcii, orice, orice altă denumire se putea găsi, se putea finanța la mod legal, se putea organiza, nu asta da, e Dacă era altfel, nu putea domnul Adobrică să câștige drepturi de autor, pentru că în acest an m-am uitat în pe site-ul festivalului tiamo.ro și am văzut că acolo au fost parteneri atât radiouri, cât și televiziuni, inclusiv televiziunea cred că Iașo a fost, care ține de TVR, de televiziunea română. Ori aceste televiziuni, odată ce difuzează pe posturile lor filmările de la Festivalul Tiamu, sunt obligate, prin lege, să plătească drepturi de autor. Așadar, chiar dacă domnul primar ne-a spus că domnul Adobrică a lucrat gratuit, ne minunăm cu toții, ne minunăm, cum a lucrat domnul Hadobrică e gratuit, poate o fi așa, poate nu, dar în orice caz el este beneficiarul, este singurul beneficiar, dragi telespectatori, din toată această afacere care înseamnă festivalul Tiamu, el este singurul care încasează bani, că am înțeles de la domnul Spânu că nu s-au obținut niciun fel de sume, mai mult decât atât. În momentul în care am discutat cu domnul primar, mi-a declarat că a convenit cu domnul Adobrică să nu se încaseze nicio taxă de participare. Ori noi am constatat că domnul Adobrică a încasat aceste taxe de verificare. Ia, mai vin cu câte o paranteză pentru a clarifica cât mai mult ceea ce spune domnul Florin Tănas. Păi, cum am zis și eu, deci nu e vorba de uh, faptul că factorii de răspundere s-au complăcut într-o anumită situație, ci au fost complici. Deci, uh, de moment ce, după ce s-a aflat, ca să zic că lucrurile nu sunt în regulă, deși oricum să știau, dar zic măcar după ce s-a aflat mai public... Uh, Ceea ce ne spuneți dumneavoastră sunt pe surse, da? Adică nu e o acuzație directă, ca să înțeleg. Păi eu am zis, eu cunosc festivalul ăsta de la înființare și până acum deci știu cam tot ce s-a întâmplat acolo uh, și rămâsesem uh, la faptul că, la început, partea artistică era, era foarte bine pusă la punct de către domnul Costan dar după aia uh, uh, s-a întâmplat că uh, uh, participanții la festival erau în special, uh, mă refer la cei din străinătate, așa, erau uh, fie români uh, emigrați în străinătate, fie străini emigrați în România și ulterior când a apărut uh, doamna zenova Elisei și a fost uh, a devenit vicepreședinte, uh, participanții erau fie emigranți în Italia, fie emigrați din Italia în altă parte. Să facem un pic de precizare aici, doamna Zenovia Ilisei, uh, cred cu ei Ilisei, este doamna care Vine cu concurenții din străinătate. De asemenea o precizare și aici o să te rog să clarificăm Florin ca să se înțeleagă bine pentru telespectatori. E faptul că deși concurenții apăreau ca fiind din alte țări decât Italia, mare parte dintre ei, chiar dacă spuneau eu sunt din China, din Taiwan, de nu știu unde, ei de fapt erau cetățeni italieni. Nu? Asta să înțeleg? Uh. Uh, ori erau. Uh... Imigranți din străinătate în Italia, ori erau imigranți din România în străinătate. Dar vă dau un exemplu. Așa, Cred că cu 2 ani a fost. Participantul din Japonia, de exemplu. Acolo era vorba de fica unei românce care s-a căsătorit cu un japonez. Pentru că eu m-am mirat cum de știe japoneza care arăta mai multa româncă așa, de știe românește. Și chiar am întrebat-o și zice păi da, mama, am zis, mama e căsătorită cu un japonez, dar pe toate afișele și avem participă Japonia la festivalul UTIAMO. Acum am înțeleg de ce nu dorea domnul Ladobricăi să fie prezentă și presa, probabil Probabil tocmai ca să nu se afle acest lucru, că de fapt concurenții prezentați ca fiind străini, bine, nu toți, pentru că sunt și care, într-adevăr, din țările mai apropiate vin din țările reale, putem spune așa, să înțeleg de la tine că... Aspectul festivalului deja a început să fie deturnat și seriozitatea, pentru că lumea venea de curiozitate să vadă pe nu știu cine și ei de fapt erau unii cetățeni români și te-ai mirat când ai văzut că un copil care știe foarte bine românește reprezintă Japonia sau... Da, ați spus foarte bine, scopul cultural și artistic al festivalului a fost deturnat. Că vă mai dau un alt exemplu. Anul trecut sau acum doi ani, mai știu, mare tantam că participă Statele Unite. Aveam reprezentanți din Statele Unite. Dar, de fapt, era un imigrant în Italia. Din Statele Unite. Deci, deci toți au fost fie uh, din Italia, imigranți din uh, alte țări în Italia, fie imigranți din România în alte țări. Cum a fost românca emigrată în Japonia sau uh, americanca imigrată, în, stabilită în Italia, unde mă rog, acolo nu mai știu situația, dar. Să, <coughs> că... să înțeleg că din punct de vedere mediatic început să devină o înșelătorie. Exact. Despre asta vorbim. De asta am spus de la început: păcăleală. Deci, eu ca cel mai, eu în postură, uh, pentru că uh, procedând în felul ăsta, valoarea artistică a festivalului a scăzut, s-a dus către zero. Pentru că, uh, dacă să zic că. Asa, punem așa un exemplu ipotetic, nu? să zic că domnul Adobrică îi află despre un congolez de până, nu știu, stabilit în Arge și zic, și ăla are un copil. Păi a aduce pe ăla aici și zice că avem participare din Congo, dar ăla lălăie, ăla nu are valoare artistică. Deci, deci eu, ca ce e mai, eu am văzut lălăiturile astea, am văzut E o păcăleală. Uh, valoarea festivalului a fost cât de cât menținută de concurenții din România pentru că ei fiind aici în România a fost altă, nu, mai, nu se mai putea uh, manevra cu ei. Dar cei din străinătate a fost doar ca pe afiș și apară multe țări ca uh, uh, să crească uh, inima în, în uh, factorii de răspundere, primar, primari, primărie. Uh, deci, păi de asta zic că au fost complici, pentru că deci le-a convenit pentru că arătau, vai, noi ce tari suntem, uite, avem festival internațional care are participați din 20 nu știu cât de țări, care de fapt era da. ca așa, iar factorii politici au fost și ei cum să zic, implicați în asta pentru că mai venea un... Mai degrabă interesați, da? Păi interesați, că venea un senator sau unul care candida la, la senat sau la parlament și dădea un premiu, vai, adică toți au încercat să folosească festivalul tiamu, în folosul lor propriu ca să aducă un câștig de imagine, o imagine doar a lor.